sau revenim cu cel mai practic canal de educație financiară în limba română despre bani, acțiuni, cripto și, a spune, chiar și dezvoltare personală. De simplu motiv că o să vorbim în acest video despre bani, despre acțiuni, despre alocarea portofoliului și de ce vreau să fac asta. Ei bine, pentru că în ultimul video am văzut cele două întrebări din cele două extreme și, ca să clarific, este vorba de următoarele lucruri. Câteodată mai primesc întrebarea în legătură cu obligațiunile, dacă sunt o investiție bună. Și de cealaltă parte, chiar îmi notasem aici, că era o întrebare despre Shiba Inu, cineva care investise cam 1500 de euro în Shiba Inu și problema nu era de fapt neapărat suma, pentru că ar fi ok să fie 1500 dacă portofoliul este de jumate de milion de dolari. Dar era cam 25% din portofoliu. Și dacă cineva m-a întrebat dacă aceasta este o investiție bună, a spune că discutabil. Adică, eu sunt conștient că fiecare ne punem ouăle în diferite coșuri și putem să diversificăm cum vrem. Este în regulă cât timp știm ce facem și știm ce așteptări avem. De aceea, în acest video, o să arăt într-un mod cât mai vizual să ne uităm la diferite scenarii de portofolii și cum ar trebui să ne gândim ca să fim conștienți ce câștiguri ne poate aduce o investiție care este pe hârtie foarte puțin riscantă și foarte puțin riscantă de multe ori poate să însemne riscantă. Pentru că dacă există inflație de 5%, adică dacă valoarea banilor scade 5%, 7% anual, dacă noi avem un câștig, un randament de 5%, adică ne crește investiția cu 5%, practic nu am câștigat nimic. Așa că vreau să fim conștienți de ce poate pe acest canal vorbim mai des de acțiuni high growth, unul la mână, și după aceea, desigur, am discutat în ultimul timp mai mult despre criptomonede și asta pentru că de-a lungul acestui canal mi-am scris aici că am vorbit cam de la început din martie 2020 până în cam octombrie-noiembrie, foarte mult doar despre acțiuni, foarte multe acțiuni, desigur, defensive, după aceea cu dividend, adică, după aceea am vorbit și de cele high growth, după aceea am început să menționez puțin și Bitcoin, care între timp cred că a crescut de vreo 5 ori, 10 ori și nu degeaba așa primi propriul video în care probabil am exagerat spunând că este cea mai bună investiție, dar până acum aș putea spune că nu este departe de a fi una din cea mai bune investiții a secolului. Și în afară de Bitcoin, după aceea am trecut în 2021 când au apărut AMC, GameStop, aceste meme stock-uri sau mai bine putem să le zicem acțiuni de tip momentum, adică să nu le luăm atât de mult în glumă, pentru că este vorba de companii care poate o să fac ceva. Și după aceea totuși am intrat în această zonă puțin cam dark și aceea este cu SafeMoon. Totuși asta pentru că vreau să fim conștienți de aceste investiții și după aceea, după ce suntem conștienți, după ce investim sau nu investim, ok, ne întoarcem la cele mai bune practici și ne întoarcem la bază. Pentru că, pentru a oferi un exemplu destul de bun aici, este ca și cum mergem la facultate și o să ofer un exemplu personal aici, la facultatea de marketing. E bine, acolo este multă teorie și adevărul este că acea teorie este ok din anumite puncte de vedere. Să știi ce-i 4P, să știi preț, produs, promovare și așa mai departe. Dar, după aceea, când te duci în viața reală, aproape că niciodată nu o să ai o discuție cu cineva despre preț, promoție și așa mai departe. De ce? Din simplu motiv că în această zonă de facultate, școală, unde teoria este multă, unde trebuie să scrii cât mai mult, să citești cât mai mult, e bine, acesta este exact opusul vieții reale, unde de obicei trebuie să faci totul cât mai simplu și de aceea de multe ori desenezi aici pe tabletă, pentru că acesta este de fapt unul dintre cele mai simple moduri pentru a arăta aceste concepte și a le prezenta și mult mai repede și mult mai bine decât probabil ar putea să facă orice facultate, mai ales pentru cei care au făcut contabilitate, să spunem, pentru că am avut și eu niște cursuri de contabilitate și acelea sunt aproape zero ca și utilitate, mai ales că nici nu par foarte interesante și de aceea în acest video o să vreau să trecem prin aceste alocări, așa că nu o să mai pierdem prea mult timp, cred că am menționat destule lucruri în acest intro și cu asta menționez că nu ar trebui să uitați ca de fiecare dată să lăsați acel like, pentru că este foarte important pentru educația financiară a tuturor românilor. Prima dată voiam să spun a României, dar de fapt știu că aproape 40% dintre voi sunteți în străinătate și aceasta este de fapt o presiune în plus pentru mine să fiu sigur că vă ofer cam cele mai bune informații care există în acest moment, pentru că probabil nu v-ați dus în străinătate ca să pierdeți la fel de mult timp cum poate dacă am fi stat în România și spun asta doar din postura cuiva care a fost ca student timp de doar 2 ani
într-o altă țară. Așa că totuși, la finalul zilei, aș spune că este destul de neimportant dacă suntem în România sau într-o altă țară, mai ales acum când lumea este destul de digitală și pentru cine lucrează într-un mediu work from home, probabil nici nu se simte așa mult. Dar cu asta o să trecem imediat prin intro, ne reîntoarcem de pe tabletă și o să arăt într-un mod cât mai grafic despre tot ce am menționat până acum. Ok, și acum că ne-am întors, suntem aici pe tabletă și în primul rând o să vorbim despre inflație, dar vreau să reamintesc că, după cum vedeți aici, încă am toate notițele din urmă și de ce? Pentru că am menționat de foarte multe ori dobânda compusă și cât de importantă este să avem sau să jucăm, să spun, doar în locuri unde putem să profităm de faptul că tot ce am făcut înainte contează. Și, de exemplu, asta se aplică cu investițiile, din simplu motiv că atunci când investești, este, chiar dacă există acele zigzaguri, este imposibil să nu există un trend ascendent. Adică peste 5 ani, mai ales dacă continuăm să depunem, este aproape imposibil ca acel cont să nu fie pe plus. Dar cu asta hai să vorbim despre, unul la mână, inflație. Adică acel boogeyman, acel lucru, să spunem, care stă acolo mereu la pândă și care în cele mai multe cazuri ne cam mănâncă din bani. Adică dacă azi avem 10.000 de dolari în 2021, dacă lăsăm acești bani până în 2030 și, ca să ofer un exemplu simplu, este ca și cum am merge la supermarket și ne-am uitat în coș. Cred că știți acest exemplu. E bine, după această perioadă, în 2030, probabil o să vedem că o să fie mai puțin în coș. Și ca să nu punem aici prețul pentru diferite lucruri, o să scoatem în evidență faptul că acest 10.000 de dolari, în termen real, o să însemne doar vreo, probabil mult mai puțin de 8.000, dar ca să fim cât de când conservativ. Și asta de ce? Ei bine, pentru că avem această inflație și chiar mi-am notat aici că, în primul rând, inflația ce înseamnă? Că o să crească prețurile, desigur, în același timp o să crească și salariile, productivitatea, adică totul se duce în sus în cele mai multe cazuri, chiar și longevitatea, sperăm. Dar când vorbim de prețuri, vorbim de mai multe prețuri, adică nu vorbim doar de preț la general. Este adevărat că există un index, mai ales în Statele Unite, dar în acest caz vreau să ne uităm, ok, unde există aceste creșteri de preț și dacă ar trebui să ne intereseze, pentru că în cele mai multe cazuri am menționat, nu ar trebui să ne intereseze, adică dacă știm că există inflație, nu înseamnă că abia atunci o să încercăm să avem un venit cu 10% mai mult, adică de ce am aștepta să vină această inflație ca să facem acest progres, când putem să facem acest progres chiar dacă nu există ceva care să ne împingă, deși e adevărat, de multe ori trebuie să ne împingă ceva de la spate, dar un video ca acesta cred că este de ajuns să ne arate că putem sau vrem să facem progres indiferent dacă această inflație este 10%, dacă este 50%, adică ideal încercăm să devenim din ce mai buni orice ar fi. Dar când vorbim de prețuri, ei bine, aici vorbim despre diferite categorii. În primul rând putem să ne gândim la mâncare. Când vorbim de mâncare, să spunem că poate aici avem un 5% în ultimul an la nivel global. Pentru că știm că această inflație a fost mai mare în această perioadă, pentru că s-au printat foarte mulți bani în Statele Unite și normal că atunci când printezi mai mulți bani, scade valoarea. Și în afară de mâncare, ce mai avem? E bine, dacă știți, cherestea în Statele Unite, și au început să facă destul de multe glume, a crescut, ai impresia, peste 5% în preț, ceea ce înseamnă că și costul caselor a crescut și desigur, după aceea mai avem și alte lucruri. Am văzut și cu chipurile la nivel global, că fiind mult mai puține, fiind într-o cantitate mai limitată, prețurile au crescut enorm, adică pentru plăci video și așa mai departe, cred că prețurile chiar s-au dublat, dacă nu mă îndoiesc. Aici numele sunt ceva mai puțin importante, din simplu motiv că după aceea mai avem și lucruri precum tehnologia, unde poate, câteodată, în unii ani cel puțin, poate să fie, să spunem, 1% sau poate chiar 0. Pentru că aici există chiar deflație, adică prețul se duce în jos pentru că există acest progres tehnologic și asta înseamnă că atunci când există competiție, când ai Android, când ai iPhone, stai puțin, adică iOS. Și iOS, atunci ai această competiție sănătoasă care face ca prețurile să se ducă în jos. Și deflația este un lucru destul de bun, mai ales când vorbim de partea genomică, de sănătate și de costurile pentru avea o sănătate cât mai bună, cu prețuri cât mai mici. Dar ca să revenim la aceste prețuri, e bine, această inflație există și știm că acum în Statele Unite a fost pe undeva pe la 5%, una din cele mai mari,
sau unul din cele mai mari procentaje din 2008 încoace. Și asta ce înseamnă? E bine că media, per total, este una mai mare. Însă, ca să fim practici, De ce vorbim măcar despre inflație? E bine, faptul că știm că trebuie să facem noi progres constant, de aceea am vrea investiții care au un randament de peste 5%, 10% pe cât posibil, pentru că altfel este ca și cum am avea aceiași bani după o anumită perioadă de investiții. Adică dacă inflația este 5% și după aceea noi avem un câștig de plus 5%, practic cele două se anulează și de aceea vorbim mai mult de acțiuni high growth, mai puțin de acțiuni cu dividend. Și dacă am vorbit de timing aici cu inflația și de ce ne-ar interesa, ar fi că trebuie să fim conștienți cam care sunt numerele, pe cât posibil, pentru că nu o să avem cifre exacte, acestea se schimbă de la lună la lună, de la zi la zi aproape. Și să fim conștienți că ideal nu vrem să cumpărăm poate chipuri, deși știu că or să fie cazuri destule în care suntem nevoiți să cumpărăm acele lucruri la suprapreț, dar cum este și cu acțiunile, ideal încercăm să nu facem asta. Adică dacă știm că aici prețurile sunt mai mici, atunci poate aici am vrea să investim sau să cheltuim, să spun așa, banii, dacă vrem să cumpărăm anumite lucruri și nu unde știm că prețurile sunt poate la cel mai mare nivel, deși după aceea vorbim de imobiliare și acolo desigur există o zonă mai gri pentru că sunt mult mai multe lucruri de luat în considerare. Dar cu acest lucru vreau să trecem de la inflație la alocarea portofoliului ca să ne dăm seama cam la ce ne așteptăm și, în primul rând, cum am menționat și cu facultatea, să ne dăm seama că totuși suntem în anul 2021 acum. Adică acest canal, în afara faptului că a crescut ce e drept cam în 2020-2021, aici încercăm să prezentăm lucruri care se aplică acum și cu asta pot să scot în evidență următorul lucru, că dacă vedeți vreodată această alocare a portofoliului, și acum nu o să fie exactă, dar acesta se numește All Weather Portfolio, deci portofoliu care o să te protejeze indiferent de situație și acesta este alocat cam în felul următor. Și nu sunt numerele exacte și nici aici pe grafic, dar o să înțelegeți. Acțiunile sunt chiar vreo 30% și după aceea avem mai multe lucruri aici. Avem aur, avem comodități, deci alte comodități și după aceea, dacă nu mă îndoiesc, ce următoarele două, nu neapărat într-o proporție așa mare, adică acțiunile totuși sunt 30%, dar după aceea avem obligațiuni și avem de două ori pentru că avem obligațiuni pe termen scurt și pe termen lung. Aceasta ar fi ideea de bază. Din spatele am și aici cartea, cea de la Tony Robbins, pentru că de fapt această idee nu este a lui Tony Robbins, el doar s-a dus și a intervievat pe cei mai buni investitori și adevărul este că această carte este doar ca o bază, adică ce acoperim noi în acest video este cu siguranță mult mai util decât ce o să găsiți în această carte. Aici este strategia, ceea ce îți oferă încredere, ceea ce te ajută să începi, dar după aceea ce vorbim noi aici este cu totul altceva și de un ajutor mai mare. Pentru că acest All Weather Portfolio a fost creat de unul din cei mai buni investitori din toate timpurile și asta nu neapărat pentru că a avut cel mai bun randament posibil, pentru că cei care au cumpărat Bitcoin probabil au avut cel mai bun randament posibil, dar pentru că, unul la mână, este vorba de foarte mulți bani, adică la hedge fund-ul lui Ray Dalio are foarte mulți bani pe care îi managerează și, în al doilea rând, să spunem, timpul, să spunem că acesta este un ceas, pentru că dacă ai și mulți bani și lași și timpul să-și facă treaba, atunci ajungi la numere precum Warren Buffett. Și de aceea cam trebuie să fim conștienți, în primul rând, că aici vorbim despre cineva cu foarte mulți bani, cuiva care nu prea-i pasă dacă portofoliul se duce 5% în jos sau, ideal, vrea 5% sau 10% pe plus. Dar eu zic că majoritatea dintre noi vrem mult mai mult, pentru că nu avem, să spunem, aceste fonduri, nu avem aceste miliarde și poate nici încă milioane sau sute de mii de euro sau de dolari. Și în afară de asta menționez că Ray Dalio a prezentat, dacă nu mă îndoiesc, această carte a apărut prin 2016-2017. Deci vorbim aici despre niște informații care par destul de noi, nu? Adică la facultate în cel mai multe cazuri și nu neapărat pe partea de investiții, dar chiar pentru majoritatea specializărilor, informațiile sunt de multe ori de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani și vreau să scot în evidență că aici, de exemplu, aceste informații din 2016-17, care sunt destul de noi, sunt totuși destul de vechi. Și de ce spun asta? Ei bine, pentru că cei care mi-ați mai văzut și videole din trecut, chiar am mai menționat asta, că Ray Dalio acum, în 2021, deci exact aceeași persoană care a prezentat acest concept foarte bun,
E bine, el a menționat că mai degrabă ar investi în Bitcoin decât în obligațiuni. Și asta ce înseamnă? Că n-ar mai fi neapărat obligațiunile o investiție ok măcar? E bine, probabil rămân ok pentru cei care vor ceva foarte, foarte defensiv. Dar am menționat și el că Bitcoin probabil este o alegere mai bună, de simplu motiv că dacă ai inflație de vreo 4-5% o anumită perioadă, deși idealul este 2%, e bine, atunci aceste obligațiuni încep să devină cam inutile și până la urmă cam orice persoană, chiar și Ray Dalio, vrea să vă vadă un portofoliu pe plus, nu un portofoliu care rămâne la același nivel sau poate chiar care se duce în jos. Și cu asta, hai să trecem la punctul 3 și aici ar fi, să spunem, poate părerea mea despre alocare, dar nu neapărat părerea mea, cât să spunem cele mai bune practici pe care am putea să le punem în aplicare acum în funcție de ce tip de investitor suntem. Pentru că spune că avem o anumită sumă de bani și ar trebui să ne dăm seama, ok, ce opțiuni avem, cum putem să investim și dacă am avea, de exemplu, o sumă de $10,000, cum am investi eu? E bine, acum depinde de așteptări foarte mult aici, pentru că am putea să avem, ne gândim în felul următor, că avem 3 opțiuni și să spunem că această primă opțiune, deci hai să spunem aici 1, 2 și 3, această primă opțiune este una unde riscul este unul mic, dar de obicei când riscul este unul mic și câștigul este unul mic. După aceea o să ofer acest exemplu în care să spunem că riscul este unul mai mare și câștigul este și el unul mai mare. Și după aceea, în ultimul rând, avem un exemplu în care să spunem că avem un risc de 2 ori mai mare, nu neapărat exact de 2 ori mai mare decât înainte, dar să ne gândim că avem un risc și un câștig posibil ceva mai mare decât în varianta poate mai medie pe care o avem la numărul 2. Și după aceea putem să ne gândim, ok, cam care ar fi strategia și alocarea pentru fiecare. Aici, ca să păstrăm lucrurile simple, o să spun all weather portfolio, adică portofoliu care este pentru toate vremurile sau mai bine spus pentru orice anotimp, și acesta ar fi unul destul de defensiv, unul unde își va face treaba din simplu motiv că totuși avem o dobândă compusă și este mult mai eficient decât dacă nu am investit deloc. Adică în cele mai multe cazuri orice este mai bine decât să nu investim deloc. Dar după aceea hai să trecem la următorul exemplu și acela ar fi o alocare diferită, să spunem una medie ca și câștig și potențial de câștig, și aici aș spune că vorbim de poate ETF-uri, pentru că știu că sunt multe persoane pe canal care investesc în ETF-uri sau în S&P 500, pentru că este un mod mult mai ușor și mult mai sigur de a avea niște creșteri mai constante și ceva mai sigure. Și după aceea aș mai putea să ofer și dividendele, le-aș pune tot aici, adică în cele mai multe cazuri când vorbim de acțiuni care oferă un dividend de 2%, 3%, 4%, 5%, acestea da, cu timpul o să aibă un efect destul de bun, adică o să se simtă dobânda compusă. Și am vorbit și eu despre VOO în video de acum nu mult timp, adică dacă vă uitați la acel video în care am vorbit de ETF-uri, cred că e cam singurul cu ETF în titlu, e bine, o să vedeți că am vorbit acolo despre VOO, VTI, chiar am vorbit și despre cele de la ARK Invest, deși acestea clar deja ar intra în secțiunea numărul 3, dar combinate a spune că ar fi totuși la un nivel mediu. După aceea aici putem să ne gândim și că avem companii precum McDonald's, Coca-Cola, hai să nu facem discriminare și să introducem și Pepsi, chiar și AT&T, și a spune că un portofoliu de genul, pentru că trebuie să fim conștienți și ce ne aduce ca în fiecare tip de portofoliu, a spune că un portofoliu de genul în cele mai multe cazuri în 20-40 de ani poate să ne aducă o independență financiară. Depinde de sigur și de sume, am vorbit despre asta în alte videouri, dar în medie aș spune că poate între 20-40 de ani ar fi de ajuns să investim pentru ca o strategie de genul să funcționeze, pe când dacă ne-am întoarce la acesta all weather portfolio, acesta chiar că aș spune că este unul unde probabil această strategie ar funcționa pe o perioadă de 30-50 de ani și asta înseamnă că ar dura ceva mai mult. Și cu asta vreau să scot în evidență care este un portofoliu care ar putea să fie cam poate ideal pentru cei care sunt mai la început de drum, cei care vor să ajungă mai repede poate la o independență financiară. Și aici avem
trei tipuri de investiții și de fapt chiar pot să fac aici trei cercuri, pentru că sunt diferite tipuri de investiții aici. Dar totuși nu este greu să ne dăm seama cam ce fel de investiții ar fi aici, pentru că am putea să ne gândim în felul următor. Una din alocări ar arăta în felul următor. Să facem aici mai subțire. 50% poate acțiuni high growth. Deci aici am avea acțiuni precum Tesla, Square, poate Snapchat, Pinterest și multe alte companii din multe alte industrii. Și aici, după cum am spus, mai multe alocări, pentru că cineva poate vrea doar 5% sau 10% în cripto. Iar după aceea să spunem că merită și aceste investiții pentru a avea succes, să spun cam indiferent de situația în lume, și ar fi REIT-uri, deci acțiuni din domeniul imobiliar. Aș mai spune poate bănci, chiar și acțiuni din zona de petrol și gaze, din zona de energie, poate chiar și cele care oferă dividend. Deci un portofoliu de genul, în cel mai multe cazuri, cred că ar intra în această secțiune, dar în această secțiune am mai avea și alocări de genul. Și aici aș putea să scot în evidență iar aceste acțiuni high growth, pentru că acestea vin cu, aș spune, un mix ideal de creștere și risc, dar după aceea am avea alocare de genul. Cam 25, poate chiar 30% cripto și după aceea cele menționate aici, adică am putea să spunem value, ETF-uri sau cele care oferă dividend. Și după aceea, pentru cine poate vrea cât mai repede să aibă parte de acest câștig cu un anume risc la mijloc, e bine, atunci putem să vorbim despre, aș spune, dacă am face aici alocarea, value cât mai puțin, deci value, ETF-uri, dividende, și după aceea acțiuni high growth și pe partea cealaltă, nicio surpriză, crypto. Și aș spune că acest mix ar aduce o anumită libertate financiară într-o perioadă de aproximativ, să spunem, poate 10-25 de ani. Depinde foarte mult aici și cât investim și ce așteptări avem, la cât vrem să ajungă acel portofoliu, la 100.000, la 200.000, la 500.000, la 1.000.000 sau mai mult. Și când ne uităm așa la investiții, eu zic că sunt mult mai simple, pentru că ne cam dăm seama cam care este nivelul de risc, de câștig. Aici probabil cine ar vrea să facă pe analistul ar putea spune niște procente și să facă un spreadsheet și așa mai departe, dar în cele mai multe cazuri asta este destul de ineficient, pentru că este de ajuns să vedem lucrurile în acest mod. Și cu asta menționez că da, poate să mai existe o altă alocare și o să vorbesc aici de fapt destul de puțin despre diversificarea investițiilor per total, aș spune. Adică dacă vrem să ne gândim cum ar fi poate ideal și când avem sume ceva mai mari și chiar putem să diversificăm într-un mod în care riscul scade, dar și potențialul de câștig poate să fie un număricel. Și aici o să folosim un număr ceva mai mare, pentru că vreau să ne gândim la investiții în mai multe lucruri. Și prin mai multe lucruri la ce mă refer? Deci dacă am avea $100.000, de exemplu, ca să oferim niște dragoste, să spun așa, some love și pentru imobiliare, e bine, o să menționăm aici că până la urmă și imobiliarele sunt o investiție foarte bună în cele mai multe cazuri, mai ales dacă te și motivează, să spun așa. Și aici ar trebui probabil să pun euro, dar o spunem dolari, pentru că asta am folosit până acum, dar imobiliarele clar ar putea să fie o investiție destul de bună, pentru că este cu totul altfel decât o investiție la bursă, este ceva tangibil. Nu înseamnă neapărat că este mai bun, pentru că vine și cu acest management, trebuie să ai grijă ce se întâmplă acolo, dar aș spune că pentru o alocare de genul am putea să ne gândim că dacă avem o sumă mai mare, poate 50% sau o sumă în genul, ar merita în ceva în care poate avem cunoștințe mai bune sau unde poate simțim că avem nevoie de acel lucru, pentru că de obicei nu ne luăm un imobil pentru că era la un preț bun, mai ales că rar se mai întâmplă în această perioadă să fie imobilele la un preț foarte bun. Dar avem această opțiune, fie investim în imobiliare, fie investim, să spunem, în acțiuni. Și aici, când vorbim de acțiuni, putem să ne gândim în felul următor, că avem $50.000 și aici o să folosesc un exemplu mai specific pe o platformă precum eToro. Și de ce menționez asta? E bine, pentru că aici diversificarea este următoarea, că avem dolari. Aici pe eToro tot ce se întâmplă este în dolari, așa că expunerea noastră la piață este în dolari. Și menționez asta pentru că putem să avem un alt cont, tot de acțiuni, dar acesta să fie, de exemplu, probabil mulți dintre voi aveți pe Trading212.
Și aici, desigur, putem să ne alegem care este moneda și ideal nu ne punem tot dolari, probabil euro sau lire pentru cei care sunteți în Anglia, pentru că RON mașca amândoi că ar fi vreodată o variantă destul de bună, dar vedem aici că am avea o diversificare și din punct de vedere al valutei pe care o deținem și asta înseamnă că dacă acestea fluctuează, nu ar trebui să ne pese mai puțin, pentru că suntem diversificați și aici și după aceea putem să ne gândim că avem poate și un alt cont pe Interactive Brokers sau pe Tradeville, deci fiecare în funcție de nevoi. Și în afară de acesta, desigur, ideal, probabil am avea și niște cripto și aici, de fapt, este mai puțin important dacă avem euro, dacă avem dolari, pentru că, de fapt, avem cripto, adică avem, să spunem, Bitcoin, care este ea în sine o monedă și, de multe ori, cred că ar trebui să ne gândim în acest mod, că, de fapt, vrem cripto ca să nu mai avem ce este aici, în sensul în care, în cele din urmă, o să folosim acest cripto și nu o să fie nevoie să îl vinde vreodată. Adică, un 0,1 Bitcoin, poate acum nu putem să ne luăm o casă, dar în viitor șansele sunt destul de mari să putem să ne luăm poate o casă cu 0,1 Bitcoin, pe când cu dolarul sau cu RON, orice altă monedă, cam greu chiar și cu 100.000 de azi să te gândești că în viitor o să-ți iei aceeași casă pe care ai putea acum cu acești bani. Adică aceștia se vor duce în jos ca valoare, pe când casele, apartamentele, cel mai probabil, se vor duce în sus. Cu mici excepții când poate vom avea mici corecții, și pe partea de imobiliare, știți, și pe partea de acțiuni, dar totuși așa m-aș gândi în general și desigur, după aceea puteți să mai mergem încă un strat mai jos și să ne uităm la acest portofoliu, să spunem, cripto și aici, dacă ar fi poate să dăm așa un zoom, să ne gândim că și aici avem o anumită diversificare, adică poate Bitcoin este undeva la 30% din portofoliu, după aceea să zicem că Ethereum merită și el cam la fel, aici depinde de preferințe, pentru că clar există un potențial de câștig mai mare la Ethereum, dar în același timp există și un risc mai mare, pe când la Bitcoin să zicem că și riscul și câștigul este unul mediu. Și după aceea poate avem aici un alt strat unde am avea în proporție de poate 20% ca să ajungem la 80%, poate ADA, XRP, altele care sunt criptomonede care deja sunt de ceva timp acolo în top 10 și care cel mai probabil nu vor dispărea prea curând, dacă vor dispărea vreodată sau dacă nu vor continua chiar să crească. Acesta este planul, până la urmă, și pentru proiecte și pe care la așteptarea pe care o avem și noi. După aceea, aici, sus de tot, ce pot să spun? Ca să ne reîntoarcem la acea idee, probabil aici avem și Bainu, probabil și Dogecoin, deși poate Dogecoin ar fi undeva aici, pe când Shiba Inu ar fi chiar aici, ca și risc, dar până la urmă acestea sunt pariuri poate mai mici pe care trebuie să le facem. VeChain, după aceea poate Polygon, o să scriu aici Matic pentru că aceasta este denumirea proiectului și asta înseamnă că acestea ar fi cam în proporție de 20%. Și cu siguranță fiecare o să alocăm altfel, adică cineva poate 50% Bitcoin, 50% Ethereum și acesta ar fi un mix destul de bun, aș spune eu. Dar după aceea creștem riscul cu cât mergem mai mult la aceste numere și ideal aș spune că trebuie să gândim în felul acesta, adică oricare dintre noi putem să luăm o foaie, un pix și să facem asta și cu asta de fapt chiar o să închei cu filmarea pentru că sper că a ajutat, până la urmă puteți să vă uitați din nou sau să apăsați pe acel buton jut dacă sunteți pe laptop, pentru că asta o să ducă înapoi video, dacă vreți să mă reauziți spunând ceva, dacă am spus ceva prea repede și în afară de asta video oricum o să rămână mereu aici și a spune că acest tip de gândire este chiar mult mai simplu decât de multe ori dacă am face un spreadsheet, dacă am merge pe calculator, din simplu motiv că așa ne și punem aceste idei pe care le avem în cap, le trecem și prin mâna noastră și le scriem. Adică a spune că este mult mai eficient și pentru că majoritatea dintre noi am făcut asta destul de mult la școală și cred că deja avem această neuroasociație, să-i spun așa, în momentul în care scriem ceva, creierul nostru, conștient, inconștient, știe că este ceva destul de important și pe deasupra, normal, ne folosim și simțurile, ne folosim și ochii, poate ne folosim și urechile dacă mai și vorbim. Și de fapt acesta este un plus când vorbim cu altcineva despre investiții, pentru că și vorbim, în afara faptului că mai și atingem, mai și vedem. Și cu asta, până la urmă, menționez că de aceea ne uităm la aceste videouri despre investiții ca să rămânem ancorați în această zonă și dacă rămânem ancorați într-o zonă, normal că sunt șansele ceva mai mari să devenim mai buni cu acel lucru. Pentru că în cele mai multe cazuri, acelui lucru,
căruia îi oferim atenție, devine din ce în ce mai ok, adică și cu nutriția. Dacă începem să învățăm, dacă începem să aplicăm, normal că o să devină mai bine. Și pentru a învăța o nouă abilitate, dacă punem timpul necesar, dacă punem și interesul necesar și repetăm, este aproape imposibil să nu devenim mai buni la acel lucru. Dar cu asta închem pentru acest video. Ca de obicei, vă spun să lăsați un like dacă vreți ca un număr cât mai mare de persoane să afle în cele din urmă despre aceste lucruri. În afară de asta, ce mai pot să spun? Pentru cine nu are deja cont pe eToro, puteți folosiți linkul de afiliere din descriere. Cine nu a dat deja subscribe, puteți apăsați pe buton de subscribe, deși majoritatea dintre voi deja ați făcut-o, așa că ideal, apăsați pe acel buton, sau mai bine spus pe acel clopoțel de lângă, pentru a primi o notificare imediat ce scot un alt video, pentru că altfel sunt șansele destul de mari ca YouTube să nu-ți arate acest video, ci pur și simplu să-ți arate videouri poate ceva mai superficiale, care în cel mai multe cazuri atrag atenția și te țin pe platformă, dar este, să spunem, un tip de divertisment care nu prea te învață multe lucruri. Dar cu asta chiar încheiem pentru acest video și până data viitoare vă urez toate cele bune. Fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.